Poliția locală Șaga a amendat o persoană cu 1000 de lei pentru intrarea cu autovehiculul în parc. Pe 29 iulie 2024, o situație mai puțin obișnuită a avut loc în parcul central de pe strada a 11 din localitatea Șag. Pe timpul executării serviciului de patrulare, polițiștii locali au depistat o mașină care a pătruns în mod nepermis în parc, punând în pericol siguranța pietonilor și afectând integritatea spațiului verde. Poliția locală a intervenit prompt și a sancționat pe Persoana responsabilă cu o amendă de 1000 de lei. Aplicarea acestei sancțiuni sublinează necesitatea respectării regulilor pentru a proteja spațiile publice și comunitatea noastră. Vă rugăm să respectați regulile pentru a menține parcurile noastre sigure și plăcute pentru toți locuitorii, transmit reprezentanții Poliției Locale ȘAG.